Momente emoționante astăzi la Consiliul Județean Buzău. Ședința ordinară, ultima anului 2023, a debutat cu un mini-concert de colinde susținut de corala Colindătorii Magnifici, grup coordonat de cunoscuta interpretă Lucia Dumitrescu. Un alt moment încărcat de emoții a fost acela în care a fost prezentat în premieră un imn al județului Buzău. Aleșii județeni au votat pentru însușirea imnului compus de Marian Mărgărit, primarul comunei Boldu, om de cultură, alături de fiul său, Georgian, muzician recunoscut, totodată și consilier județean. Le-am preluat împreună și muzica și versurile și ne-am gândit noi, haide-mă să scriem și o piesă care se reprezinte așa frumos, tempo de marș, o piesă de forță, care poate fi bătută în marș și cântată și de soldatul român și de corala de copii și de alt cor și de... Cine iubește acest județ? Și dacă Georgian vrea să spună două lucruri, eu mă opresc aici, vom asculta melodia. Am scris-o cu drag, deci, cu drag de Buzău, ca să spun așa. Buzău mă leagă legendar, mă leagă de legendă, binecuvântat de Dumnezeu. Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău, spune că noul imn al județului va fi prezentat în cadrul anumitor evenimente speciale, iar dacă aleșii județeni vor dori acest lucru, va fi intonat chiar înainte de ședințe. Imnul folosim conform legislației, așa cum suntem mândri că avem imnul României. Cu ocazia anumitor festivități, sunt lucruri reglementate, putem, dacă doresc și consilierii, deci dau votul înainte de ședințele de consiliu, la anumite evenimente și așa mai departe. Tot în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Județean au fost oferite plachete în semn de recunoștință celor trei buzoieni care au făcut parte din staful tehnic și chiar din echipa de mini-fotbal a României, care în acest an a câștigat Cupa Mondială. Cei trei campioni mondiali născuți la Buzău sunt profesorul Cristi Lupu, directorul tehnic al echipei, medicul Emil Cotenescu și jucătorul Ionus Chirică. Marian Cristian, în semn de apreciere pentru promovarea posibilității mai mari. Diplomă de excelență, domnului doctor Cotănescu Emil Laure, în semn de apreciere. Și în ultimul rând, diplomă de excelență, domnului Chirică Ionuț. E o onoare pentru noi să fim aici și pentru colegii mei. Aș vrea doar să spun o mică povestioare, că în acest succes al mini-fotbalului românesc și ar trebui să fiți mândri cu asta, oare și Consiliul Județean Buzău. Știm, doream să spui, mai ales da. Așteptul ăla.
care de-a lungul timpului a contribuit atât prin echipa care ați avut-o, prin persoanele din conducerea acelei echipe și prin jucătorii care au jucat la această echipă la succesul echipei naționale. Deci nu pot decât să vă mulțumesc tuturor. E un vis care noi îl avem de 16 ani, s-a îndeplinit după atâta timp și sperăm acum să ne ținem nivelul. Ședința de astăzi a Consiliului Județean a avut 19 proiecte pe ordinea de zi. Unul dintre ele a vizat aprobarea organigramei și a numărului de funcții în cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean. Petre Emanuel Neagu a anunțat că de la 1 ianuarie au fost scoase de pe statul de plată două funcții, ambele din rândul consilierilor săi personali.